Data până la care beneficiarii ajutoarelor de la Uniunea Europeană își puteau ridica alimentele a fost modificată. Astfel, cei care nu și-au ridicat produsele alimentare o pot face până pe 20 august. Pe data de 7 iulie, la Giurgiu a sosit cel de-al doilea transport cu alimente. Conform legislației în vigoare, distribuirea alimentelor se va face într-o perioadă de 45 de zile. Acesta constituie motivul pentru care data a fost modificată. Până în prezent, 60% dintre beneficiari și-au ridicat alimentele. Ultimul tir a venit pe data de 7 iulie. Acum am ajuns la litera S. Distribuim conform programării până pe data de 15 iulie, dar produsele se vor distribui până în jur de data de 20 august, 45 de zile de la ultima recepție de alimente. Până acum și-au ridicat 4600 de persoane, ceea ce reprezintă 60% din numărul de beneficiari. Giurgiuvenii care intră în posesia ajutoarelor comunitare sunt cei care beneficiază de ajutor social, un număr de 923 de persoane, alocație de susținere 1060, pensionarii a căror pensie se află sub cuantumul de 450 de lei 2236, persoanele cu handicap gradul 1 și 2 2408 persoane, șomerii indemnizați 229 și neindemnizați 490, precum și persoanele fără venituri 740. În total, 86 de persoane se află pe tabelul privind distribuirea alimentelor prin programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2016. O persoană beneficiară ridică de la punctul de distribuire 1 kg de orez, 1 kg de făină, 1 de zahăr, 2 de mălai, 500 de grame de fasole, 400 de grame de paste făinoase, 2 litri de ulei, o conservă pate de porc, o conservă pastă de tomate și o conservă carne de vită. Distribuirea alimentelor se face pe baza actului de identitate în original, de la punctul termic numărul 62 din strada Tineretului, în intervalul orar 8:15:30.